¿Habías visto una paracentesis en un neonato? Ce tocmai ai văzut tu aici se numește paracenteză, este o tehnică de creare a unei comunicări între mediul intern și mediul extern cu scopul drenării lichidului din cavitatea peritoneală sau din abdomen, mai bine spus. Având în vedere că mă urmăresc un număr foarte mare de oameni, atât studenți la asistență medicală generală cât și asistenți, presupun că deja știați lucrurile acestea, dar ce nu știați este că școala de limbi scandinave va recruta până luna august. Așa că grăbește-te, mai este foarte puțin timp până când te poți înscrie în programul școlilor de limbă scandinavă dacă încă nu ai făcut-o deja. Dacă sunteți asistenți medical cu experiență și ați dori un venit mai mare în țările scandinave, puteți opta pentru Suedia. Dacă sunteți studenți la asistență medicală generală care termină acum și aveți o experiență în spate pe bază de voluntariat, o experiență documentată, puteți opta pentru Norvegia. Salariu minim pentru începători în medie de 3.000 de euro, cazare, utilități incluse, bilete de transport decontate, ore pe Zoom ținute din confortul casei tale în jurul orei 5-6 pentru a avea timp să mergi și tu la lucru. Așa că dacă ai dori mai multe detalii și ai dori să te înscrii, poți scrie Dorei Recrutare Scandinavia pe Facebook.